Adică 2 la 3 plus 1 la 3. Foarte tare. 2 la 3. Plus 1 la 3. Minunat. Că 2 la 3 vine 2 ori 2 ori 2 de 3 ori face 8. Și cu 9 la 3, 1 ori 1 ori 1 ori 1. 1. Deci, 9. Păi dar e 8. Păi 8 plus 1. Da, merge. Foarte tare, Miruna. Și ce dacă? Am făcut așa. Și 9 la 3 va fi 2 la 3 plus 1 la 3, la puterea 3. 9 la 22. Ce e asta? Sau ce zici? Eu am scris pe 9 la 1 așa, da? Și 9 la puterea 22 va fi tot 2 la 3 plus 1 la 3, puterea tot la puterea 22. Ba da, asta e cum, așa e. 2 la 3 plus 1 la puterea, tot la puterea 22. Da, poți să scriu, dar deci tu spui așa, 9 la 22, deci elevul nostru este cel care domină. Noi, ca profesori, trebuie să avem puterea să-i urmărim ideea. Sunt foarte tare supărat pe colegii mei când nu respectă pe cel cu care se de vorba. Deci tu spui așa, 9 la 22 este egal cu ăsta, 2 la 3 plus 1 la 3, totul la puterea 22. Lucru care e corect. Da. Ca și cum... Deci n-am ce făcut facem nimic. De 22 e paranteza? 22 de ori paranteza? Am mulțit de 22 de ori. Hai, din muncă! 9 ori, 9 ori, 9 ori, 9 ori, de 22 de ori. Nu prea am venit dacă... O, Doamne, ce să fac eu aici? Ca să ajung la 22. Scriem pe 9 la puterea 22 ca 9 la puterea 21 ori 9. Ah, 9 la 22 este egal cu 9 la 2 la 1, ori 9 la 22, da? Ori 9 la 22. 9 la 22. 9 la 21. Da, 21. Corect, corect, corect. 21. Foarte tare. Și atunci, e 9 ori 9 la 21, ce-ți vine în minte să faci la egalitatea asta? Mulțim. Ștefania, ce să faci cu aminele? Să mulțim cu 9 la 21. 9 la 21. Mulțim cu 9 la 21. Ambii membri și în stânga și în dreapta. Și bine, echivalent cu 9 la 1 ori 9 la 21 egal cu 2 la 3 ori 1 la, plus 1 la 3. Totul de mulțit cu 9 la puterea 21. Echivalent cu... Acum desface distributivitatea și va fi echivalent cu următorul lucru. 9 la 22. Da. Vorbește, Stefania, te rog. 2 la 3 plus... 2 la 3 ori. Hai să facem. Da. Ori 9 la 21 plus 1 la 3 ori 9 la 21. Corect. Echivalent. Acum, pe 21 trebuie să scriem ca... 3 ori 7. Foarte tare! Deci 9 echivalent cu? 9 la 22 egal cu 2 la 3 ori 9 la 3 ori 7 plus 1 la 3 ori 9 la 3 ori 7. Bine, perfect. Echivalent cu? 9 la 22 egal cu 2 la 3 2 ori 9 la 7, totul la 3. 2 ori 9 la 7, totul la 3. Minunat! Se sizează că 3 e 3 și zic că tot perfect. 1 ori 9 la 7, totul la 3. Și egal mai departe? Bine, atât! Da. Atât ce să mai pierdem timpul. E ceva la 3 și a pus altceva la 3. Iată pe 9 la 22 ca fiind suma a două cuburi perfecte. Foarte frumos, ești foarte frumos. Mai dați voi 9 la cât să fie, ca să meargă tot așa cu o sumă de două cuburi. Perfect. Eu am dat 22. Știți de ce am dat 22? Hai să mă interesează. De ce am dat 22? Pentru că mai cum merge pare, merge la a treia. Deci trebuie să mulțesc cu 9 la câta? La 21, multiplu de 3. Îmi trebuie multiplu de 3 copii. Că numai așa. Numai așa se întâmplă să fac rost. 40. 9 la? 40. 9 la 45? Cred că la 46 o să spui.
4, 6, ca să ai un 9. Și da? Da? Deci zis... Scrii cu 9 la 4. Da! Foarte bine! Iată, Daria îmi propune să scriu pe 9 la puterea 46 ca fiind o sumă de două cuburi perfecte. Iată, suntem în momentul în care îndrăsnim mai mult. Adică ce îndrăsnim? Îndrăsnim să compunem un exercițiu. Deci 2 la 3 plus 1 la 3, că știm cât e 9. Așa, deci plecăm la 9 la 3. Ai furat ideea. Da, că deci 9 egal cu 1 la 3 plus 2 la 3. Da. Înmulțim ambii membri cu cât? Înmulțim ambii membri, deci ați șters. Deci e frumusețe. Deci e frumusețe. Asta e dialogul curat. Deci cu cât te mulțim un ambii membri? 9 la 45. Ca să completez. Cu 9 la putere 45. Așa. Și ce urmează acum, Cristina? Echivalentul. Cristina, te rog. Vine 9 la... Da. 9 la 45, 6. 9 la 46 deodată, nu? 1 și cu 4, da? Egal cu 1 la 3 plus 2 la 3 plus 2 la 3 9 la... Ori 9 la 45. Perfect. Echivalentul, te rog. 9 la 46. 9 la 46 egal cu 1 la 3. Da. Plus 2 la 1 la 3 ori. Distributivitatea o aplicăm. 1 la 3 ori. 1 la 3 ori 9. 9 la 45. Plus. Plus 2 la 3 ori 9 la 45. Da. Echivalentul. Echivalentul 9 la 46 egal cu 1 ori 9 la 45 tot la 3. 45, atenție! Noi trebuie să descompunem pe 45. Ca fiind? Ca fiind... 3 ori? 3 ori 15. 3 ori 15. De ce am zis 9 la 45, Daria? Stă, Daria se uită, zice, mai ghicesc sau nu? Asta este. De dat 9 la 45, că zicem 9 la puterea 3 ori 15, plus 2 la 3, ori 9 la puterea 3 ori 15. Echivalent cu 9 la puterea 46 este egal cu Daria. Egal cu 1. Ori 9 la... 1 ori 9 la 45. Nu, la A15. A. Și totul la A3. Ștefania, e bine? Da. Da, continuă tu, Ștefania. Plus? Plus 2. Ori 9 la 15, totul la 3. Perfect. Și am scris ca o sumă de două cuburi perfecte. Și acum compuneți de la 0. Facem pe propunătorii. Apropo de chestia asta, să știți că propunătorii de subiecte sunt și niște oameni obișnuiți. Au niște șmecherii de la care pleacă și se joacă tot felul și există niște chestii frumoase. Așadar, compuneți un exercițiu după modelul acesta. Acum? Da, acum. Cum crezi că am plecat eu de la un gosit pe 9? Lăsați. Adică, asta? Dar nu tot cu 9. Nu cu totul 9. Dar tu nu știi cum am cuburi. Mamica nu rezistă. Aici, așa se întâmplă aspectul. Nu? Nu știi? Cum? Știu, copii. Să vezi acum cum fac. Deci plecăm de la două cuburi, le adunăm și îmi dă un număr. Hai să zicem. Da. Las două cuburi, adică... 28 la puterea 20... 28 la puterea... Deci 28, am înțeles, te-ai dus la numărul 28, la puterea
multiplu de 3 plus 1. 25. 3 la 8, 24. Dar 2 cu 20. Nu are importanță. 25. 25, hai să zicem, da? Să scrim pe 28 la 25 ca o sumă de două cuburi perfecte. Ceva la a treia plus ceva la a treia. Acum, trebuie să vedem de la cine să plecăm. Nu tu, noi te-ai propus, ai greșit, noi trebuie să ne batem. La ce s-o fi gândit ea? 28 de dată. Adică 2 la 3 plus 3 la 3 cât ar face? 2 la 3 face 2 ori 2 ori 2 de 3 ori 8 plus 3 la 3 27. 27 a depășit. Și totuși face 27. Face 27, mi-i trebuie un 1 de 27. Adică la 28. Adică la cine s-o fi gândit? Care s-o fi cu bună acelea? 3 la 3. 3 la 3 plus? Plus 1. Plus 1 la 3. Deci la asta au plecat. Că 28 egal cu 3 la 3 plus 1 la 3. Asta. De aici au plecat. Și acum totul merge, curge frumos. Deci am zis, luați două cuburi, le adunați. Puteam să luăm 2 la 3 plus 5 la 3. 2 la 3 face 8 și 5 la 3 face cât? 125, da? 125 plus finalul este că face aici 100 cât? Hai să vedeți să nu greșesc. 130 și... Dar ajută-mă să nu greșesc. 133. Și iată, 133, să se scrie 133 la puterea 3 ori, cât? La puterea 25, ca o sumă de două cuburi perfecte. Puteți compune astfel de greșițe câte vreți. Dacă ați prins șmecheria, este nemaipomenit. Deci, marea bucurie este când am ghicit o greșiță și noi facem totdeauna așa. Vrem să pătrundem în mintea autorului, să-i găsim foarte atent șmecheria de la care a plecat el, ca îndată să o putem valorifica și noi. Ăsta este momentul cel mai frumos al ieșirii. Actul de creație se produce. Deci nu învățăm să facă 100 de ieșiții pe un singur șablon. Dacă am putea face un singur ieșiți cu 10 metode. Ăsta este spectacolul pe care trebuie să-l vedem. Așadar, dragilor, ce să vă mai pus? Mai avea cineva să mă mai încurce? Nu? Nu mai avea. Da, eu mai am. O problemă. Okay. Pentru că trebuie să mă răspund pe dumneavoastră după ce mi-ați dat chestiile astea, că n-am înțeles nimica. Are. Eu am aici o problemă pregătită de eu mult. După ce n-am înțeles aici? Multe. Nu, nu mai da. Casa a patra, operație cu putere, cuburi, depășite mult, da. Dar, deși ai spus tu că nu prea ai înțeles, eu sunt convins că ai înțeles, încât când te duci tu la școală de luni și discuți cu colegii tăi, spui așa, ia spuneți-mi, voi scrieți numărul acela ca o sumă de cuburi. Tu ai spus că... Și ce o să spună? De unde ai învățat tu aceste baze acum? Da. Zici că sunteți foarte răsit. Da, ești foarte răsit, cum spui, da. Așa, da. Am un program pentru dumneavoastră, nu mă las de ea. Bine, da. Perfect. De gata. Lucian ia din făcutie de fiecare dată mai multe bomboane decât Ioase. Sau ce asta? Da. Decât Ion. Decât Ioase data precedentă. Și, în total, în 5 dăți, a luat 31 de bomboane. Câte bomboane a luat a patra oară, dacă prima oară a luat de 3 ori mai puține bomboane decât a cincea oară? Deci vă citesc din nou, vă citesc. Am înțeles nimic. Știu că nu nici eu n-am înțeles nimic. Din nou, da? Fete, rog, ce facem cu Daria? Trebuie să fiți voi mai puteți să urmăriți? Hai salvați-mă. Ziceți că nu. Zicem că aia, facem că nu. Ziceți că nu mai puteți. Ca mai putem. Nu, mai putem, nu. Puteți. Nu mai putem. Matematica e frumoasă, dar ce... Te zic la sapată. Gata.
Da, din clasa 4. Păi fii atent aici. Apropo de chestia asta, Miruna, și trebuie să vă mai spun și asta și până, dar știți ce fac eu acum? Hai să fiu cinstit. Trebuie să vă vină o idee. Dar nici măcar n-am înțeles problema. Dar știți de ce vreme? Ca să măcar bateria și să cred în mine, este momentul acela în care eu mă angajez și vreau să domin problema. Să spun, sigur o fac. Sigur o fac. Pot. Dar este cel mai important lucru. Dacă te apuci de o problemă în stare de nesiguranță, te îndoiești de puterea ta, n-ai nicio șansă să faci. Nicio șansă. Și de aceea vreau să mai trag un pic de timp, să mai îmi revin un pic și să mă concentrez pe problemă. Te rog să o începem. Lucian, ia dintr-o cutie de fiecare dată mai multe bomboane decât luase data precedentă. Așa. Deci el parcurge mai mulți pași. Pasul 1, pasul 2, pasul 3, pasul 4, pasul 5, nu? De câți pași parcurge? 5 pași sau câte ai spus tu? Nu știu, nimeni nu spune. Deci Lucian ia de fiecare... Lucian ia dintr-o cutie de fiecare dată mai multe bomboane decât luase data precedentă. Bă, ia atâta, Daria, uite atâta ea. Prima dată. Da. A doua oară ia mai multe bomboane. Atât și încă ceva. Da. Apoi. Așa. Și, în total, pasul în 5 dăți. Pasul 2. În 5 dăți, vezi? Așa. Am reținut eu ceva de 5 ori. A luat 31 de bomboane. Te rog să mă urmărești. Da. La următorul pas ia cât a luat anterior și ceva în plus. Da? La pasul 4 ia cât a luat la pasul 3 și ceva în plus. Da. La pasul 5 ia cât a luat anterior și ceva în plus. Așa. Ochiul meu, partea îmi spunea, nu, îmi citește toată problema. Da, 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 deci, Lucian ia dintr-o cutie de fiecare dată mai multe bomboane decât luase data precedentă și, în total, în 5 dăți, în 5 dăți. A luat 31 de bomboane. În 5. Deci, prima dată, a doua, a treia, a patra, în 5, în 5 pași, în 5 situații. Se repete de 5 ori. A luat 31 de bomboane. În total. 31. Așa, continuăm, da? Da. Câte bomboane a luat a patra oară? Dacă prima dată a luat de 3 ori mai puține bomboane decât a cincea oară. Deci, prima oară a luat de 3 ori mai puține bomboane decât la 5 oară. Deci prima dată de 3 ori mai puține. Câte bomboane a luat? Aici e mezul problemei. Deci, câte bomboane a luat a patra oară dacă prima oară a luat de 3 ori mai puține bomboane decât a 5-a oară? Adică a 5-a oară a luat de 3 ori mai multe decât prima deci, dată. Deci prima, egal cu a 5 împărțit la 3, nu? Sau a 5 egal de 3 ori asta. Da. Așa trebuie să gândesc. Deci nu putem să scriem așa? Adică să... Uite așa faceți. Am să iau segmentul ăsta, Daria, odată așa. 1, încă o dată, de 2 ori. Și încă o dată, a 3-a oară. Vezi? Deci, practic, am surprins acum în secvența asta, în a cincea secvență, ce am surprins? De 3 ori pe 1. Deci ăsta e pe 1. Hai să facem cu... Domn profesor, nu știu de ce, mie părea, acum problema asta mie părea mult mai ușoară prin cealaltă metodă. Adică care tu? Ăsta... Algebric? Da. Suntem la clasa a 4-a, facem așa, pe segmente, muncim. Nu m-a oprit de... Tocmai când încerc și eu să mă prind în problemă, tu mă oprești, mă lași așa cu ochii în soare. Ia să vedem. Copii. A cincea oară văd că am de câte ori? 1, 2, 3 segmente de acestea, da? 3 segmente. În cele câte segmente? În P4 bunoare. Am neapărat un P1,
Deci am un verde. Atenție, am cel puțin. Pe la toate am câte un verde. Da? Adică ăsta de aici. Deci am segmentul P1 o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori, de 6 ori, de 7 ori. De 7 ori, nu? Da. Și ce o mai fi și pe aici bucățele? Foarte tare. Acum, că ia mai mult decât anterior, măcar cu 1 trebuie să fie mai mult decât anterior. Da? Adică, în mod sigur, dacă ia 2, să zicem, aici, aici va fi 3. Vor fi 3. Din coace vor fi 4. Cu 1 mai mult, măcar cu 1 mai mult. Poți fi și cu 2. Dar cert este că în clipa în care am încercat să surprind cam câte segmente de aceste voi avea în 31, am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și e posibil și pe aici 8, 9 chiar. Păi aproape 9 ori, cât se fac aproape de 31? 9 ori? 3. 9 ori 3, 27, nu? Da. Deci, dacă aș pune 3 aici, mergem cu varianta. Presupunem că segmentul ăsta ar fi de 3. Deci, primul ia 3. Deci dacă A e egal cu 3. Da? Al doilea cât ar? În pasul al doilea cât ar lua? Cât ar lua? 3 și încă ceva. 3 și încă ceva. Hai să zicem 4. Okay. În al cincilea cât ar lua? Al treilea pas, pardon. Hai să cu pași, da? Pe 1, da. Pe 2, apoi... pe 3. Să spunem, 7. Cât ar fi? Adică mai mult, 7, că el a luat deja 4. Măcar 1, nu? 3, 4, 5, 5. Din coace... cât? 6. Și apoi 7. Și din coace cât ar fi? Ar fi 3 ori 3. 4, 4. Ar fi 3 ori 3. Asta-i! Da. Asta-i tare! Ar fi 9. Deci aici ar fi obligatoriu 9, dacă am plecat. Deci aici, în pasul 5, 9 trebuie să ia. Obligatoriu 9, fi de 3 ori. Stai, deci dacă noi avem așa, gen cu 1, putem să spunem că, că pe al 4-lea ar fi egal cu 8. Că e cu 1 mai. Deci, să vedem dacă, hai să încercăm dacă le adunăm pe astea, dacă ne dă 30, dacă obțin 31. Deci 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 9? Da. Facem, așa are? 3 plus 4 plus 5 plus 6? Cât? 27. 27. Să pun în loc de 3, 4, da? Nu. Prea mult? Ia, prima dată. Da? În loc de 3 să pun 4. Dar mi-a spus așa, că nu cu 1 neapărat. Exact. Ci poate să fie și cu 2 și cu 3. Da. Mai mult decât anterior. Da. Numai că dacă aici ai pus 4, Miruna, dacă aici 4, dacă aici ai pus 4, trebuie să pui el obligatoriu 12 aici. Obligatoriu 12. Și dacă ai pus 12 și cu 4, 16, nu? Și cu 4 și cu 5 și cu 6, cred că depășește pe 31. Haideți să încercăm. Nu mai putem să punem 4 la pasul 2, trebuie să punem 5. Exact, exact. Da. Foarte tare, mămica, intervine. Vedeți, aici este spectaculos. Profund online, apar și momente de oboseală. Iată, această chestiune n-am mai surprins-o. Am zis, pun 4 aici și a zis, da, trebuie, nu pot lăsa. Trebuie să fie mai mult, 5, 6, mai mult. Și atunci se aduce numărul foarte tare. Prea sus. Deci rămânem cu 3 de aici. Și modificăm pe 4, 5 și 6, așa 5, fel. 6, 7. Putem zice 5, 6, 7 deci, sau 4, 7, până când completăm pe 31. Păi ia să vedem, cât ne mai trebuie practic. 31 minus 12, ziceți că... 31 minus cât azi? 27, parcă minus 12, că 9 plus 3 e fix, domn profesor. Putem să punem 3. Așa, tu, Mihai, am propus să scap pe ăștia, da? Minus 12. Face cât 9, 19, nu? 19. Așa cum astea distribuim la 5. Ce numere adunate să facă 19? 5, 6 și 8. Cât? 5, 6, 5, 6 și 8. Și 8. Corect. 5, 6 și 8. Sau altă alternativă? Alta. 4, 7 și 8. 4, 7 și 8. Sau?
A, deci la fiecare... de a patra va fi 8. Deci noi asta trebuie să aflăm. Cât e a patra? 4. Și a patra va fi 8. Mereu. De fiecare dată, nu? Da. Tare, foarte. Deci era 8, răspunsul. Foarte tare, a făcut-o. Ce ai vrut să mă întâlnesc și am făcut? Tot ce bine. Tot învață cu ta. Puțin. Puțin? Recunoaște. Așa este. De ce să nu recunosc? Așa este. Da, da, fost la prima citită. Nu! Oh, gata. Ajunge. Daria. Daria, fie. Venim și în altă. Ne oprim aici. Da. Ajunge pentru că acum o să începem, o să vreau să fac interviurile cu ei care vor, mi-ar trebui 2, cel mult 3. Daria mea a văzut că e da, de da, vorbim da, cu ea. E una vorbește, da, da. Cosmin vorbește și el vrea. Este 3. Dacă voi vrea. Succes. Nu, cum? Codeleanță. Nu, nu vrei, nu, nu vrei. Hai, ești gata, nu și vezi nou. O cătezi în lumea așa. De ce? Deși el vorbește foarte mult, nu știu de ce nu vrea. Ai trac? Ești emoționat? Încercăm tu doar și dacă nu, 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 dar mi-ai zis, mai gândești? M-am gândit. Te-ai gândit. Da, și mie foaia aceea să cântătezi, nu? A, da, o să o dau pe mail. A, bine. A, da, hai, chiar dați-mi un mail. Da, nu, o să pun eu acum. Camera noastră? Da. Oh,